Emblema aparținând Moldovei și perpetuată de-a lungul timpului ca semn oficial al acestei țări a fost străvechiul cap de bour, văzut din față, cu o stea între coarne și însoțit la dreapta de un soare, iar la stânga de o lună. Odată cu evoluția țării Moldovei, pe altul unic politic, dar și, să zicem, influența Imperiului Otoman asupra țărilor românești, au făcut ca semnele heraldice, să apară și alte semne heraldice, da. Pe lângă bor, cum ar fi semiluna. Semiluna, da. Nu, semnul Imperiului Otoman. Iar steaua și rozetă. Avem mai jos. Partea dreapta mea, o rozetă. Observați? Steaua, rozeta și semiluna. Facsimilele sunt realizate pe baza unor documente originale păstrate la muzeu. Noi nu ne-am permis să punem documentele originale, sunt conservate, în păperi speciale, da. Dar ele reprezintă textele, nu le-am mai tradus, le avem traduse, sunt și un DLH. Vizitatorii vor primi informații despre varietatea materialelor pe care se poate vedea stema Moldovei, piatră, plăci și discuri de teracotă, obiecte din metal și despre varietatea modului de reprezentare a stemei.